Polițiștii de la rutieră prinși în flagrant în timp ce primeau mită de la un șofer care a încălcat regulile de circulație. Tariful practicat în repetate rânduri era între 100 și 500 de lei, iar în momentul în care au fost prinși primeau 400 de lei de la un șofer. Polițiștii au fost arestați preventiv și riscă acum să petreacă ani grei după gratii dacă li se va dovedi vinovăția. Cei patru polițiști au fost prinși în timp ce primeau 400 de lei de la un șofer care a încălcat regulile de circulație. La data de 10.03.2020, în jurul orei 11.10, agenții de poliție din cadrul IPJ Olt, serviciul rutier, au oprit pe DN65 în zona Pădurea Saru, județul Olt, un autoturism marca Opel condus de către numitul SM, care circula cu viteză peste limita legală admisă. Pentru șofer se impunea sancționarea contravențională a conducătorului auto. Agenții de poliție au efectuat un act contrar acestor îndatoriri, au primit suma de 400 de lei pentru a nu mai fi întocmit procesul verbal de sancționare contravențională, ceea ce s-a și întâmplat, conducătorul auto nemai fiind sancționat pentru abaterea la regimul rutier. A transmis parchetul de pe lângă tribunalul Olt, procurorii având dovezi că cel puțin unul dintre ei a acționat asemănător și în alte situații. Potrivit procurorilor, anul trecut, unul dintre polițiști a primit suma de 300 de lei de la un șofer care a condus un autoturism pe DN64 cu viteză peste limita maximă admisă.